Bun găsit tuturor! Fie că filmezi cu un smartphone sau îți dorești o filmare de calitate cu o cameră mirrorless, iată cea mai bună soluție pentru vacanță. Un kit video universal pentru telefon, ideal pentru vlogging, poze sau prezentări live. Mai multe detalii ne oferă Cristian Lăcraru. Bună dimineața! Bună dimineața! Ei bine, da, este un kit de vlogging, să spunem așa, pentru că este foarte potrivit pentru cei care vor să împărtășească cu mult mai multă lume ceea ce trăiesc ei, fie în vacanță sau fie în alte situații. Sigur că acum, fiind o perioadă bună de vacanțe, ne gândim la călătoriile pe care le facem și atunci vrem să mai punem câte un video, fie doar pentru cunoscuți, fie pentru toată lumea, să-l share-uim, astfel încât să putem arăta și celorlalți minunatele lucruri care se întâmplă cu noi în vacanță. Și sigur că poți folosi telefonul pentru a face un material video, dar de ce să nu folosești și un kit dedicat acestui lucru? Adică un kit care să fie static, stabil și care să poată să facă mai multe lucruri decât ai face tu cu un simplu telefon atunci când îl plimbi stânga, dreapta, sus, jos. Kitul aici este un model VG350. Telefonul nu este inclus, telefonul este al nostru și l-am pus aici pentru a putea vedea cum arată întregul ansamblu în momentul în care el este construit, să spun așa, pentru că tu primești în kit aceste elemente și este vorba de un trepied foarte stabil, mie îmi place foarte mult acest model, un înălțător cu bilă, astfel încât eu să pot regla și în alte poziții, de fapt în orice poziție, întregul sistem. Mai departe este un înălțător, am să încerc să-l și folosesc acum, care îmi permite să mă ridic sau să cobor, astfel încât să obțin un unghi mai bun asupra ceea ce vreau să filmez, un suport pentru telefon. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult și am considerat util, mai ales pentru că eu l-am folosit pe munte, unde e greu să nu bată vântul, un microfon cu această pufoșenie deasupra, o protecție care face ca vântul să nu se audă atât de tare sau poate chiar deloc atunci când faci o astfel de înregistrare. Plus că acest microfon mi-a plăcut că este prins de un sistem foarte simplu din plastic, dar un sistem care preia balanța microfonului, astfel încât să nu lovească de sub ansamblurile de aici, să nu scoată un zgomot care n-ar face parte din peisajul pe care noi vrem să-l filmăm. Mai departe, există chiar și o lumină suplimentară, pentru că sunt situații în care ai nevoie de o lumină suplimentară. Lumina suplimentară este încărcată de la USB. Ia să vedem. Și are 3 trepte de intensitate, astfel încât să o poți adapta modelului, locului în care tu te afli și filmezi. Spune-mi, te rog, dacă acest kit se potrivește la orice tip de telefon inteligent. El se potrivește la orice tip de telefon pentru că, practic, avem un sistem cu culisare cu arc, un sistem care ne permite o înălțare mare pentru un telefon. Sigur, acum nu știu fiecare ce telefon mai are, adică dacă ai așa o semi-tabletă, nu știu dacă ți încape, dacă poate să se desfacă atât de mult, însă telefoanele pe care le-am încercat până acum au mers fără probleme, chiar mai am aici încă unul cu ecranul puțin mai mare și la fel de ușor a putut fi conectat. Este denumit așa zisul kit pentru vlogging. Am văzut la foarte multe vloggeri acest tip de kit, că este extrem de util. Da, pentru că practic, vezi, el stă într-o cutie de mici dimensiuni, l-ai asamblat, ți-ai construit structura necesară și te apuci de treabă. Încă o dată, practic, ai o cameră stabilă, un microfon foarte bun, care are aceste protecții și atenuează sunetele care nu vrei să facă parte din filmare, și o lumină suplimentară pe care o poți folosi și care nu am arătat, dar e interesant, poate fi pur și simplu mutată din această zonă. Ia să vedem. Și așezată în altă parte. Kitul nu trebuie confundat cu un selfie stick. La selfie stick tu ești cel care mânuiește bățul și apeși pe buton astfel încât să ai un control asupra fotografiei și filmării. Kitul de față este un kit fix, static, care trebuie pornit de pe telefon pentru a putea da drumul la o înregistrare. Mulțumesc, Cristian! Cu drag! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând!